Hei, salutare dragi prieteni, cu voi este canalul Porumbel Show și am revenit acum cu un necaz, deci mi-a atacat șoimul porumbei, deci cum vedeți sunt aici aproape toți, în afară de puiul acela care seamănă cu acela de acolo, o să vede bine. Că o să mă duc până lângă el. Deci, așa un cuc, așa deschis. Uitați-l. Era fiul lui. Deci, nu știu ce s-a întâmplat. Deci, a venit șoimul, l-a agățat din zbor. E undeva de pe lângă picioare. Deci, el acum prin sat. Stă pe aici, pe ceva casă. Și nu vrea să intre. Deci, nu știu ce să fac. Schimbări, să vă spun, în cușcă nu prea auzi, deci am separat acum matca mea. Porumbei care nu le-am putut da drumul, care am cumpărat anul trecut. Dar o să-i bag înapoi două perechi. Poate chiar trei perechi, nu mai știu. Pentru că, cum vedeți, ușa deschisă și m-am chemut să nu iasă, să plece. Deci, puiul acela era frate de cuib cu porumbița asta, sau cocoș, nu știu, nu prea îmi dau seama ce îi. Dar, din păcate, asta s-a întâmplat, deci... Dacă vreți să fac un videoclip cum îl tratez sau dacă mai supraviețuiește, să vă arăt ce ran aveți, vă spun să dați un like și să vă abonați la acest canal. Nu știu, o să văd, pe când o să se strângă la acest videoclip, nu știu chiar cum să zic, să se strângă mai multe vizionalizări și niște like-uri și o să mă gândesc eu la 50 de vizionalizări, cred că o să-l fac, sau la 10 like-uri, nu știu, deci nu știu ce să spun. Deci dacă vreți să vedeți videoclipul, apăsați butonul de abonare și dați un like la acest videoclip.